Bună ziua, stimați cetățeni Republicii Moldova! Acum sunt în fața președinției Republicii Moldova. Am discutat câteva zile în urmă unul din cele mai discutate subiecte din țară. După ce a apărut în spațiu public niște declarații a unui diplomat de rang înalt că după aderarea Republicii Moldova la UE, deci Republica Moldova trebuie să fie gata cu faptul că cetățenii străini vor putea cumpăra terenurile din Republica Moldova. Au fost și unele manipulări, și unele declarații corecte din partea mai multor partide, mai multor cetățeni. Eu astăzi nu am venit în fața dumneavoastră să fac nici manipulări, nici propagandă, deoarece am văzut declarația doamnei președinte Maia Sandu că este un fals, că este perioada care poate fi negociată ca să nu fie vândute terenurile noastre cetățenilor străini, adică pământurile moldovenești. Eu propun astăzi, împreună cu dumneavoastră, să organizăm un test de sinceritate pentru dumneavoastră. Dacă dumneavoastră spune că ea este pentru cetățenii Republicii Moldova, pentru un viitor mai bun a cetățenilor Republicii Moldova. Și dumneavoastră spune că acest lucru nu se va întâmpla. Eu propun că acest lucru să fie astăzi în Constituția Republicii Moldova. Împreună cu echipa partidului nostru, cu specialiști în diferite domenii, s-a muncit la elaborarea nu doar proiectului de lege care este gata, dar la un set întreg de acte care ar permite doamnei președinte ca ea, fiind implicată în campanie, că poate cumva n-are dumneiei timp, poate că dumneiei, dacă n-are timp, să facă câte o adresare Parlamentului Republicii Moldova, să facă o notă informativă, să elaboreze cei din PAS un proiect de lege. Toate aceste lucruri au fost făcute. Prima, vă prezint adresarea mea către doamna președintă Maia Sandu. Unii scriu clar că mă adresez dumneiei după ce au apărut aceste declarații, aceste video pe rețele de socializare, la televizor, ca dumneiei să facă o adresare către Parlamentul Republicii Moldova. Iată două copii. Mergem mai departe. Deci, uitați-vă și de frumos. Ca doamna Sandu, nu cheltui timp, avem deja și adresarea doamnei Maia Sandu către președintele Parlamentului Igor Groșu. Unde se scrie clar că prezentă, vă rog respectuos, inițierea procedurii parlamentare de revizuire a Constituției Republicii Moldova în conformitate cu prevederile articolului 141, alineat 1, litera B din Legea Supremă. Se propune modificarea și completarea Constituției Republicii Moldova, care ar garanta dreptul de proprietate asupra pământului cetățenilor Republicii Moldova. Se anexează. Mai departe, ca să n-aibă de muncit, cum am spus, și secretariatul Parlamentului și domnul Grosu, avem o adresare deja gata făcută și către Curtea Constituțională a Republicii Moldova, după ce vor face această modificare. Și mai departe, anume, avem proiectul de lege pentru modificarea și completarea Constituției Republicii Moldova. Ce este în el? Toate aceste acte, după ce le voi depune la președinție, vor fi făcute publice pe site-ul meu RUP.md, pe canalul meu Telegram și pe toate rețelele care le-am. Așa, în proiect de lege, Parlamentul adoptă prezentă lege constituțională. Articolul 1. Constituția Republicii Moldova, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează. Iată, articolul 9 se completează cu alineatul 4 cu următorul cuprins. Pământul reprezintă proprietate exclusivă a cetățenilor Republicii Moldova. Articolul 127 se completează cu alineatul 5 cu următorul cuprins. Dreptul de proprietate asupra pământului poate fi deținut exclusiv doar de către cetățenii Republicii Moldova. Articolul 128 se completează cu alineatul 3 cu următorul cuprins. Cetățenii străini
nu pot deține nici într-o formă, posesie, folosind sau dispoziție, dreptul de proprietate asupra terenurilor pe teritoriul Republicii Moldova. Articolul 142 alineatul 1 se modifică și va fi expus în următoarea redacție. Dispozițiile privind caracterul suveran, independent și unitar al statului, cele referitoare la neutralitatea permanentă a statului, precum și referitor la proprietatea asupra pământului, pot fi revizuite numai prin aprobarea lor prin referendum cu votul majorității cetățenilor înscriși în listele electorale. Ce înseamnă acest lucru, stimați cetățeni? Că dacă într-o zi s-au găsit vreo majoritate care peste noapte, cum la noi în țară s-au făcut mai multe, vor decide să modifice această legislație, dacă aceste legi vor fi făcute aceste modificări în Constituție, asta înseamnă că pentru modificare, adică ca străinii spați cumpări pământurile moldovenești, acest lucru poate fi admis doar printr-un referendum național la care majoritatea cetățenilor vor vota și vor permite acest lucru. Adică eu sunt sigur că acest lucru nu se va întâmpla niciodată. Mergem mai departe. Deci, nota informativă, președinte Parlamentului, nota informativă la proiectul de lege modificarea și completarea Constituției Republicii Moldova. Deci uitați-vă, ca să nu intru acum în detalii, cei care sunt juriști, specialiști în drept, agricultorii care retrăiesc pentru țară, cetățenii, toate aceste acte dumneavoastră le veți putea citi, ele vor fi publicate după ce voi înregistra adresarea mea către doamna președinta Maia Sandu. Și un lucru foarte important, ca să știți. Același set de acte, acum la orele 3, semnat de mine, pleacă și în Parlamentul Republicii Moldova. Adică mă adresez către toți deputații din Parlamentul Republicii Moldova. Cei care sunt cu guvernarea, cei care sunt din opoziție. Că astăzi, dacă tot voi retrăiți pentru țară și vreți ca lucrul ăsta să nu fie posibil niciodată, ca pământurile moldovenești să poată fi vândute, eu cred că ar fi foarte frumos pentru o țară întreagă dacă toți deputații care sunt astăzi în actualul legislativ ar vota pentru aceste modificări în Constituție. Nu o faceți pentru usate, dar o faceți pentru cetățenii care astăzi mulți sunt triști, alții disperați, cei de peste hotare stau deja pe gânduri să cumpere un pământ acasă ori nu, mă refer la cetățenii noștri. Ca să nu mai fie speculații și doamna președintă are șansul să arate că ea e cu poporul. Și acum mergem să vedem ce va face și dumneei și după asta ulterior vom vedea ce vor face și cei din Parlament. Acum mergem la președinție să registrăm tot. Dar dacă n-am fost, știți cum? Măcar trebuie de pe mâini și ușor să mă deprind. Că dacă asamblăm la lucru după alegerile prezidențiale, măcar să văd cum e Andreiul făcut. Amuși ne uităm și pe afară, poate ca gospodarul să mai fac niște reguli pe aici. Da, granitul văd cum sperzi. Опа. Din dreapta? Dacă n-aș vin la lucru, tot pe acolo ar fi. Din dreapta. Ia mă, că rodat, șeles, paradnic, ход, știți cum? Pentru țară am venit, nu pentru altfel. Da, din dreapta. Hai că gardul nu l-o scos, dar putem măcar ușa să vezi, este zi, omul, frumos, să intri. Da. Bună ziua, străiți! Bună ziua! Da, bună ziua, mulțumesc! Am văzut de mult dumneavoastră, da? Dumneavoastră, stângă. Da, da, da. Așteptați, vă rog. Dumneavoastră vă așteaptă să o registrați. A, da, nu-ți permisiune, da? În moment. Vă așteptați, vă rog, frumos, mai cetățenii, eu îmi registrez numărul meu.
Deci, stimați cetățeni, încă o dată vă salut pe toți cei care s-au conectat. Deci, am înregistrat adresarea mea către doamna președinte Maia Sandu. Mi-au dat numărul de înregistrare, asta este copia noastră. Acum, știți cum, ca rezumat, vă spun un lucru. Că testul la sinceritate, deja i-am dat start. Deja știți cum, rămâne să vedem care va fi reacția dumneiei și reacția la 101 deputat din Parlamentul Republicii Moldova. Doamna președinte, dacă dumneavoastră cumva o să refuzați să, ca șef de stat, să veniți cu această inițiativă în favoarea cetățenilor Republicii Moldova pentru a proteja pământurile moldovenești, atunci, oricum, în următoarea lună, două, nimeni n-a să mai modifice legea și nimeni nu intră în UE ca să poată fi vândut pământul foarte rapid, atunci cu această inițiativă, eu Renat Usatăi, ca președinte de țară nu ales, mă voi adresa Parlamentului după ce voi deveni președinte Republicii Moldova. Adică acest lucru oricum se va întâmpla. Stimați cetățeni, vă mulțumesc pentru susținere, pentru reposturi, pentru distribuire. Cum merg la sediul partidului nostru, că avem foarte mult de a munci în această campanie electorală. Vă doresc la toți o zi cât mai frumoasă. Suntem doar pentru Moldova. Vă mulțumesc!